Ποιο θα την κουρέψει. Φυλάξτε να μην κάνει με Frate meu, la mic ne uitam toți cum aruncat. Am văzut la televizor, am văzut și când a vorbit doar și Iliescu. Și domnul Iliescu. Și am venit să văd dacă e chiar așa cum spuneau ăștia, că a sărit miliția. Păi am stat în fund pe scară, a venit tovarășii de la armată, domnii de la armată, și a zis, intrați în casă prima oară. Ne sunt acolo, n-am vrut să intru la om în casă. Și am zis, stați, domnule, să plec, că nu stau aici, stau la piața Hibrid. A zis, nu, că ce cauți, ai dat cu pietre până acum și aia, vină-mi coace. Domnule, da. Vă dau... Vreți să... Ce uitați aici? M-am uitat și eu ca tot omul la televizor. Toată lumea se uită la televizor? Bineînțeles. Dar nu acasă, nu? Acasă, acasă. Așa, ați mutat ca să ați ajuns la respectivul cunosc eu, domnule. Eu am vrut în firul meu. Ia uite-te, uite-te în aparat, aici te uite. Eu am fost la acasă, o să vă spun și cât am fost acasă. Domnule! La ora 5 eram acasă. La ora... După meci eram acasă. Nu, acum ce am stat acolo pentru că erau cu ciomege aici, toți. Și n-am stat de vorbă, că am zis că se anunțase la televiziune, se anunțase la televiziune să venim aici toți. Și eram tocmai la intersecție. Am văzut pe toți că fug, n-am stat, că n-am știut. Nu, se aruncă cu pietre, se aruncă cu incendiu. Locăre, locăre și bani, nu? Și am spus, uite că e gata. Bagă-l aici, bagă-l aici. Ce e? Cum te cheamă? Andrei Adrian este numele. De unde ești? Sunt din Român, lucrez în Chitila. Și ce caut aici? Am venit în seara aceasta, înainte, pe la ora 8 și ceva, așteptam, era actualități. Nu, așa, așa, așa. La actualități și s-a spus că aici a intrat niște... Bine, unde te-au prins, părinții? Unde te-au prins, soldații? Pe stradă, pe stradă. M-am ascuns la... Și te-au scuns, mă, și te-au scuns. Cu toți morții, mă, de ce te-ai scuns? O să ca să nu iau bătaie de... Ce ai făcut cu toți, gura, mă, ce-i spus? 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 Care este plătorul acesta? Eu am plătorul. A crezut că e Bâlci, auzi, ca pe șapte numești. Felicia Valentin. De unde? Din București. Și ce căutați aici? Am auzit la televizor că sunt niște tulburări. Am vrut să văd adevărul ce se întâmplă. Cine ești acasă la ora asta, mă? Ia tu-ți în gură, măi! Să ce stă în gură? Nu mai dați mire, mă! Cine te-a trebuit aici? Cum te cheamă? Manoa Chiaradu. Ce cauți aici? Sunt din comuna Jilavel, Tioția Lomița. Și ce cauți aici?
Am plecat și am auzit la radio. Așa. Apelul. Și am auzit. Și am auzit. Măi, eu te-am văzut că ai dat cu sticle în partea asta, măi. Ai dat miroase benzină, mă. Miroase benzină, mă, nu-l vedeți că miroase benzină, măi. A căzut una de față. Nu mai dă nimeni. Unde ești, mă? Cine te mai vorbește? De unde ești, doamne? Spune de unde ești. De unde ești? Este Jilava, sunt inginer la ceea de ce Jilava și... Haideți la ce căutați la ora asta? Și ce căutați la ora asta aici? Haideți! Din comuna Jilava până aici sunt vreo 20 de kilometri. Pentru că în momentul în care s-a întrebat emisiunea la televizor, am crezut, domnule, sunt om de bună credință. Credințele aici? Credința la ora asta? Haideți la părpunea jandă. Ce, bă? Mai dăm o tică, nu? Pe mine, pe o doamnă fărătate, pe într-o cazia. Aici stai la televizor, de bătă aici. Da, bătă, aici stau. Nu, dar pe la televizor, de bătă. Apoi l-am cupă la televizor. Așa, vină-mi cu acea vizionă. Uite, curba asta. Uite-te în față acolo, uite-te acolo. Unde locuiți? În zona Cercului. Este ora 2 și un sfert. Zona Cercului. Și ce căutați la ora aceasta în... La plimb. Vă plimbați la ora aceasta de noapte? Da, vă rog să-mi acordați posibilitatea să-mi iau după ce m-a slăbit. Bun, o să vă acordăm și asistență medicală, vă acordăm de toate, dar ce doriți dumneavoastră să vă luați? În primul rând, sunteți în stare de ebrietate. Da, mirosiți de la distanță. Dar abia te simt pe picioare. Să ne spuneți doar atâta. Ce căutați la ora aceasta în curtea televiziunii? N-am fost în curtea televiziunii. Și tu, Dracula. Unde sunteți, profesor? Păi foarte bine, și ai dat pietre ca un nemernic. Nu am. Domnul, uitați, vă rog, domnul, domnul, unde sunteți, profesor? Sunt șofer. A, da, de la profesor la șofer, unde lucrați?
Uitați, uitați-vă. Deci conducător auto la autobaza numărul 8. Și ăsta e certificatul ca să reintru în învățământ. Deci în învățământ ca ce să intrați? Profesor de educație fizică. Și mi-a spus că azierul e nevoie de așa. Profesor de educație fizică și sport. Da. În învățământ ce pregătire aveți dumneavoastră? Și la ora asta ce faceți, domnule? ICEF. Și la ora asta ce faceți? Nu, ICEF-ul. Nu știu cât este ceasul? Da, domnule, știu. Ce faceți la ora asta? Am trecut pe aici, n-am făcut nimic. Unde v-a prins? Am stat în Fincoci. Da, cu ceva la Fincoci. Hai, poftim, poftim. Da, 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 Două secunde. Cum vă numiți? Nu cred că șampion. Cum vă numiți? Am lăsat actele. Cum vă numiți? Scorzale Uiur. De unde sunteți? Din Prahova. Arată și ce căutați în București. Arată palmele. Aici lucrăm așa. Unde lucrați? Și palmele. Și palmele. Ați la aparat. Și palmele. Așa. 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 Ce căutați la ora aceasta în televiziune? Nu e, domnule. Ce căutați la ora aceasta în rata de radio televiziune? Da, domnule, vreau să mă gac casă, domnule. Dar și pământ, și pământ. Da, bă, de pământ. Unde stai? Și 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 unde stai? Gata, gata, gata. Uitați-vă, unde pistol. Unul dintre soldați a găsit la un puș de circa 15-16 ani, așa ceva. Acesta ce încărcător e? Parcă e încărcător de pistol, da? Da, pistol. Dar noi nu există în dotare. Noastră, după cât am înțeles, la Piața Victoriei le-au la pastă. Dar cine? La cine l-a găsit? Un puș de 15-16 ani, un militar în termen. Păi la cine? Deci un militar în termen le-a găsit aceste cartușe și acest încărcător la un puș de 15-16 ani. La un puș de 15-16 ani. Și puștul este? A fugit pentru că a sărit ce era civil ca să... 15-16 ani. Nu e de Carpați. Acum, deci cum vă numiți? Vasile Laurenț. De unde sunteți? București. La ce întreprindere lucrați? La IMEC. Ce ai? Și? Ce ai? Ce ai IMEC? Întreprinderea de? Nu știu. IMEC? Ce? Ce înseamnă? Hai mă zi, nu. E chiar la Pantilimon. Nu, ce face? Nu, ce face? Cu ce se ocupă? E de construcții. Cum IMEC de construcție? IMEC de, de construcție? Da. Așa, și mai departe. Cu legitimația aceasta de presă care e la noastră? Vrem liniște! E Inorogul, publicație săptămânală București. Da. Bun. Deci ce este cu asta? Partidul Progresist. Și noastră ce căutați la ora aceasta? Colegul. Nu, am venit... Pe unde am venit? Am cerut aprobare. Da. De la Palat. Da. Am venit de m-am prezent. De fapt, pe unde am fost, am cerut dacă mi se dă voie să vin încoace. Bun, și vi s-a dat voie? Da. S-a dat voie și plus că am venit spre dânsii. Da. Nu e, Doamne ferește. Colane judecați! Ce s-a spus? A spus șoară. La SPR-ul. Nu, 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 ce căutați la ora asta aici? Și mai cum? A venit, băi. Dar unde ai scos din pizuleța alcoolului? Ești beat. Nu știu nimica, uite vă rog. Așa, dar de ce ai băut asta? Dica mă capul să vă rog, face și o fotografie. Auzi? Uite acolo, ia acolo. Stați un pic, dați-mi puțin mai multe. Ia spune, domnule, de unde ești? Vorbiți, de unde sunteți? Doamne, sunteți? De unde sunteți, vă rog frumos? Doi din București. Unde locuiți? În Maghiarul 2-4. Maghiarul 2-4. Ce căutați aici la ora aceasta? Am venit cu metrou. Da. De unde? Cu metrou ca să văd și eu. Păi de unde ați venit cu metrou? De la Piața Victoriei. Bun. Și de ce ați venit aici? Am venit să văd și eu. Și doar ați venit să vedeți sau ați venit să faceți mai mult? Nu, văd de capul, doamne tare.